Stimați prieteni, eu vă salut, stimați reprezentanți ai mass media. Organizarea acestui briefing se înscrie într-un context simbolic al acestei săptămâni, în care marcăm 6 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, 6 ani de la ratificarea acordului de asociere în Parlamentul Republicii Moldova, care s-a întâmplat pe 2 iulie. Aceste date comportă inclusiv o semnificație pentru mine personal, eu fiind unul dintre deputații care au votat în Parlament ratificarea acestui document important și până acum, inclusiv și în activitatea mea de ministru, păstrez această convingere că realizarea acestui document este o piatră de temelie atunci când vorbim de modernizarea țării noastre prin implementarea reformelor, astfel ca să putem asigura un viitor prosper, sigur, pentru cetățenii noștri în marea familie europeană. Totodată, în aceste zile, am finalizat o etapă importantă în dialogul cu Uniunea Europeană pe dimensiunea parteneriatului estic, etapă care va structura interacțiunea noastră în procesul de pregătire a summitului parteneriatului care va avea loc în luna martie 2021. Replanificarea summitului pentru anul viitor, vreau să menționez din start, nu poate fi calificat nici într-un caz ca un eșec, fie al țărilor parteneriatului estic, și nici într-un caz nu denotă lipsa interesului față de această platformă de cooperare. Este o consecință a crizei pandemice, care este adevărat că a perturbat mult agenda internațională. Și da, noi ne dorim mult ca viitorul summit să se realizeze prin prezența fizică a reprezentanților țărilor și a Uniunii Europene la acest eveniment. Eu îmi voi structura aspectele pe care mi le propun să le aduc în atenția dumneavoastră în 3 componente de bază. Primul ar fi implementarea acordului de asociere RME-UE. Mă bucur să constat că în acești 6 ani avem multiple rezultate care ne confirmă faptul că, indiferent de oscilațiile politice, agenda de integrare europeană continuă să se realizeze. Am progresat la capitolul armonizare legislativă, aproximativ 360 de acte UE au fost transpuse pe deplin în legislația națională, altele 130 parțial. Aproximativ 65-66, în dependență de anii la care ne referim, exporturile sunt orientate spre piața comunitară, iar o bună parte din concetățenii noștri, aproximativ 2,3 milioane, au reușit să călătorească în spațiul comunitar utilizând doar pașaportul biometric, deci fără vize. Doresc să accentuez că și în prima jumătate a acestui an am reușit să păstrăm, deși într-o măsură mai limitată din cauza pandemiei, o anumită dinamică în implementarea acordului. În domeniile sectoriale au fost recuperate mai multe restanțe, aproximativ 40, cele mai mari acțiuni vizând asemenea sectoare ca transportul, protecția mediului, bariere tehnice în calea comerțului, măsuri sanitare și fitosanitare. Chiar câteva zile în urmă, acum 2 zile, în cadrul ședinței Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană, am discutat despre importanța mobilizării eforturilor tuturor instituțiilor statului în acest sens. Am reușit să adoptăm și un calendar de recuperare a restanțelor până la sfârșitul acestui an. Referindu-mă la acțiunile care au fost realizate până acum, în prima jumătate a anului, voi menționa, printre altele, adoptarea strategiei naționale antidrog pentru anii 20-27, respectiv și planul de acțiuni, adoptarea legii de modificare a legii privind societățile de acțiuni pentru transpunerea actelor europene, adoptarea legii privitor la achizițiile în sectoarele energetice, al apei, al transporturilor și a serviciilor poștale, apropo, această lege fiind unica restanță în îndeplinirea condiționalităților pentru recepționarea tranșei a doua din programul de asistență macrofinanciară 2017-2019. La fel, a fost finalizat și agreat planul de lucru pe marginea acordului de recunoaștere mutuală a operatorilor economici autorizați între Uniunea Europeană și Republica Moldova,
Acest acord este important în vederea facilitării schimburilor comerciale dintre UE și Republica Moldova prin simplificarea trecerii frontierei pentru operatorii economici autorizați. În cazul mai multor acțiuni, și aici mă refer la restanță, cum este aprobarea de către guvern a codului feroviar sau a legii privind separarea activităților din domeniul energetic, foarte multe acte legislative deja au trecut de discuțiile pe platforma guvernamentală și urmând să fie aceste acțiuni să fie finalizate pe platforma parlamentară. Totodată, chiar din primele zile de mandat, am concentrat mult efortul în îndeplinirea a 8 acțiuni prioritare de reformă care țin de implementarea de către Republica Moldova prevederilor acordului de asociere. Sunt aceste 8 puncte care au fost subiectul unor discuții aprinse în societate. Este pentru prima oară când aici, la Ministerul de Externe, vorbim despre progresele în realizarea acestor 8 puncte. Noi considerăm că, datorită eforturilor depuse și a mobilizării tuturor instituțiilor, s-a atins un progres substanțial pe toate aceste 8 puncte. În primul rând, aș remarca că a fost aprobată legea cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare al acesteia, inclusiv a sancțiunilor. De asemenea, Republica Moldova a aderat la programul de evaluare a rețelei anticorupție a OECD. 3. A fost creată o echipă comună de investigație în dosarul fraudei bancare dintre reprezentanții instituțiilor relevante din Republica Moldova și Letonia. A fost adoptată legea prin care a fost anulat programul cetățeniei prin investiții. De asemenea, în contextul angajamentului transmis instituțiilor europene de a efectua evaluările peer review, este varianta în formularea în limba engleză, a Consiliului Audiovizualului și a Consiliului Concurenței, aceste discuții sunt purtate în continuare cu organizațiile europene care au expertiza necesară și pot să ne ajute să realizăm aceste exerciții, aceste evaluări independente. Mai mult decât atât, vom fi gata să contribuim prin modificările în legea bugetului cu o anume sumă de bani care la fel va fi utilizată pentru a realiza aceste evaluări. De asemenea, proiectul legii cu privire la organizațiile necomerciale a fost adoptat de către Parlament și trece acum prin procedurile post-adoptare. Sperăm că acest proces să fie finalizat cât mai curând. De asemenea, m-aș referi la acțiunile aferente consultărilor publice pe marginea strategiei de reformă în sectorul justiției și a reformei CSM. Aceste acțiuni sunt în proces de realizare, în strânsă cooperare cu experții de la Consiliul Europei și DG Just. Pentru a doua jumătate a anului curent, avem o prioritate foarte concretă legată de negocierea unei noi agende de asociere RME-UE pentru următorii ani și, respectiv, această nouă agendă de asociere va sta la baza pentru elaborarea unui nou plan de acțiuni de implementare a acordului de asociere. Al doilea element important al acțiunii Ministerului pe dimensiunea integrării europene vizează dialogul politic cu UE, pe care noi ne l-am propus să-l dinamizăm și să-l extindem. Cu siguranță că pandemia a constituit un factor de constrângere în acest sens, făcând imposibile, de exemplu, vizitele la Bruxelles și în capitalele statelor membre ale UE. Cu toate acestea, grație conexiunilor digitale, am reușit să le substituim destul de dinamic cu discuții în format de videoconferință. Astfel, în perioada aprilie-iunie, am avut un schimb consistent de opinii cu mai mulți oficiali europeni, inclusiv înaltul reprezentant Joseph Borrell, cu comisarii Varhei și Lenarci, cu mai mulți deputați din cadrul Parlamentului European, la fel și cu mai mulți miniștri, 17 la număr a statelor membre UE. Cu siguranță că un aspect cheie al discuției cu toți interlocutorii din instituții europene și statele membre UE a fost cooperarea în vederea diminuării efectelor pandemiei și asistența pe care UE o poate acorda Republicii Moldova. În acest context aș menționa că în urma activării de către Republica Moldova a mecanismului UE de protecție civilă au fost recepționate importante loturi de asistență din partea câtorva țări,
m-aș referi la exemplu Austriei și Poloniei. Totodată, în contextul abordării Team Europe, mai multe state membre ale Uniunii Europene au oferit țării noastre asistență pentru sistemul de sănătate în tratarea și prevenirea răspândirii coronavirusului. De asemenea, în urma demersurilor către Comisia Europeană a fost posibilă utilizarea mecanismului UE pentru repatrierea pe care aerului a cetățenilor moldoveni din zone mai îndepărtate, ultimul exemplu fiind un militar cetățean al Republicii Moldova, care a fost repatriat din Mali. Componenta 3 la care vreau să mă refer o constituie valorificarea oportunităților parteneriatului estic și, în mod special, stabilirea obiectivelor pentru perioada post-2020. Deși, iarăși, pandemia a afectat mult agenda reuniunilor și a deplasat desfășurarea acestora, noi am asigurat o interacțiune constantă cu partenerii europeni în vederea promovării priorităților țării noastre. În acest an, în continuarea acțiunilor care au fost lansate în 2019, a fost plasat accentul pe consolidarea interacțiunii cu celelalte două state asociate, Georgia și Ucraina, în vederea promovării pozițiilor comune cu privire la prioritățile parteneriatului estic pe viitor. La fel, pe 11 iunie am prezentat poziția Republicii Moldova la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre ale UE și țările partenere, iar pe 18 iunie, prim-ministrul Republicii Moldova a participat la reuniunea liderilor parteneriatului estic, în cadrul căreia a fost agreată lansarea procesului de elaborare a obiectivelor de cooperare post-2020. La fel, chiar recent, două zile în urmă, pe 1 iulie, am participat la o discuție foarte productivă, foarte eficientă, cu a miniștrilor de externe a țărilor parteneriatului este cu comisarul Oliver Varhei, în cadrul căreia am convenit modalitățile de interacțiune în vederea pregătirii summitului parteneriatului estic reprogramat pentru martie 2021. Cu titlu informativ, viziunea noastră la modul cum se va interacționa în această perioadă, ne propunem, viziunea noastră este să folosim timpul până la sfârșitul anului ca să fie definitivate obiectivele exacte ale cooperării pe platforma parteneriatului estic, iar timpul de până în martie 2021 să fie folosit în vederea definitivării textului declarației summitului. În mod aparte, în aceste discuții am accentuat interesul Republicii Moldova de a avansa pe acțiuni concrete în toate aceste 5 domenii care au fost propuse de Comisia Europeană ca fiind prioritare, dar în primul rând am enunțat următoarele, că suntem interesați de consolidarea dialogului politic prin activarea unor formate specifice de dialog, precum ședințele la nivel de colegiu Comisiei Guvern. Suntem interesați să dezvoltăm o interacțiune pe dimensiune de securitate, în particular combaterea amenințărilor hibride, accesul la zona unică de plăți în euro, semnarea acordului de roaming la nivel de țări membre ale parteneriatului este cu perspectiva extinderii în raport cu statele membre ale UE, liberalizarea transportului rutier, facilitarea proceselor de achiziții transfrontaliere și simplificarea procedurilor și consolidarea cooperării practice în situații de urgență, un subiect care a devenit foarte important atunci când am avut nevoie de acces, inclusiv, de exemplu, piața medicamentelor. Acestea sunt câteva dintre obiectivele pe care ne le propunem și să le promovăm în perioada imediat următoare. Concluzionând, voi reitera importanța pe care eu personal și ministerul care îl conduc o acordă obiectivului de integrare europeană, care este o prioritate în interacțiunea ministerului cu instituții europene și statele membre ale UE, iar pe plan intern, cu toate autoritățile vizate de implementarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, cu siguranță că acest lucru nu este realizat în detrimentul dialogului nostru cu partenerii strategici ai Republicii Moldova din afara spațiului UE, mă refer la Statele Unite, Federația Rusă, Turcia, China, etc., deși pandemia nu ne-a permis să realizăm tot ce ne-am propus pe termen scurt, am toată încrederea că ne vom putea mobiliza și în continuare pentru a progresa în realizarea acordului de asociere.
pentru a înviora dialogul politic cu UE și a valorifica plenar oportunitățile pentru proiectarea unei agende ambițioase a parteneriatului estic în următorii ani. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție!